Țara noastră are un potențial viticol foarte ridicat, iar cramele mici pun pe piață acum vinuri din ce în ce mai bune. Crama Liliac aduce în atenția noastră o gamă extraordinară care se adresează tinerilor. Interesant, nu? Haideți să vedem despre ce este vorba. Domnul Radic, sunteți directorul general al firmei Liliac. Da. Asta este denumirea corectă, nu? Da, exact, sunt. Dețineți în România două exploatații, să spun așa, agricole, cu viticultură și bineînțeles că și procesați ceea ce obțineți pe suprafețele respective. Detaliați-mi un pic firma, câteva aspecte despre firmă. Suprafețe, soiuri, da. Sortimente de vinuri. Noi suntem o cramă mică, o cramă butic din Mureș, din Transilvania și avem 38 de hectare de vie în Batoș, satul Batoș în Mureș și 14 hectare în satul Lechință, în Bistrița Năsaud. În total avem 52 de hectare și facem o producție de aproape 400.000 de sticle pe an. Oh. Că cumpărăm și struguri din zona noastră pentru alt vinuri, nu doar Liliac. Focusul nostru e pe brandul nostru Liliac, ce vindem foarte mult în Horeca. Și am început 10 ani înainte și acum suntem 8 ani pe piață. Și avem în sortiment, avem soiuri foarte mult, fetească regală, fetească albă și fetească neagră, dar și Sauvignon Blanc, Pinot Noir și soiuri internaționale, dar facem o combinație de soiuri autohtone și soiuri internaționale. În total avem trei game importante pentru noi, Young Liliac, Liliac și Private Selection. Astea sunt game de calitate superior și avem niște game pentru, pentru supermarket. Cât merg pe piața internă, pe piața României și cât exportați din ceea ce faceți, dacă aveți și această posibilitate la capacitatea noastră de vinificare? Da, focusul nostru e chiar piața internă. Pe primul loc e România și, și piața aici. Vindem aproape 85-90% aici. De vânzare în România, 90% vindem în Horeca și restul pe ICA, cum se numește. Și afară merge 10-15%, depinde de an când facem, dar nu avem nici suficient cantitate pentru un export bun. Că nu, sunt niște piațe foarte interesante, China, Rusia și restul, dar nu avem suficient de vin pentru... Și atunci intenționați să măriți capacitatea, să măriți cantitatea de vinuri, de sortimente, vizați acest aspect ca să puteți pătrunde mai bine pe piețele la care faceți referire? Da, pe primul loc vrem să facem o capacitate mai mare de aproape 500.000 de sticle și vrem să facem un focus pe prima dată și pe România, că nici noi aici nu suntem la maxim, dar și pentru piața internațională e foarte important. Simțiți că piața poate absorbi mai multă cantitate de vin și soiuri și sortimente de vinuri superioare? Da, chiar pe piața internă, da, chiar dacă se schimbă, se gust, crame mici, că suntem noi, suntem în focus și consumatorul a foarte mult învățat despre vin și chiar alege un vin după foarte multe informații, nu e doar, vrea asta. E foarte interesant în aspectul ăsta și este loc pentru crame mică, că în România nu sunt foarte multe crame. Dacă facem o comparație cu alte țări, cu același suprafață, sunt foarte, foarte puține. Sunteți, practic, în concurență cu marii vinificatori, cu marile crame. Cum reușiți să rezistați acestei concurențe, totuși? Da și nu. Suntem, pe piață suntem și apare, dar în restul nu suntem. Consumatori de vin tradițional este mai mult cu crame mare și sunt cunoscute crame mare de țară, dar noi suntem foarte mult și pe consumator nou, tânăr și prima dată are contact cu vin și acolo e focusul nostru și cu oameni, cum să zicem, nu doar cunoscători, și cu oameni ce au cerință să învață foarte mult despre vin. Bun, dar asta înseamnă să vă duceți și către realizarea unor sortimente de vinuri care să
atragă această categorie exact. De consumatori? Ce faceți în acest sens? Ce sortimente pregătiți sau produceți, realizați pentru această categorie de consumatori? Noi suntem o cramă ce are o gamă, un brand doar pentru tânări, se numește Young Liliac și sunt vineri ușor de băut, ușor de înțeles, dar sunt tot sec și sunt tot DOC, cu o calitate foarte bună, dar cu un design foarte aproape de oameni tineri. Ca să aveți niște vinuri de calitate, niște sortimente cât mai multe și de calitate, trebuie să aveți plantații. Da. Nu neapărat tinere, dar cu sortimente care să vă asigure cantitățile necesare și calitatea necesară pentru obținerea de vinuri. Aveți acolo, am întâlnit fermieri care chiar știu ce vor, da, care chiar se ocupă de plantație și ca urmare obține și producție, dar mai ales calitate. Da. Am văzut că enologul ține foarte mult la calitate și e firesc să fie așa. Da. Dacă se vrea a se obține vinuri de calitate superioară. Încercați și, pentru că este deja în trend chestiunea aceasta cu turismul enologic. Da. Vă gândiți la acest aspect? Oamenii caută așa ceva. Exact. Caută chiar să se destindă o zi, două, în preajma unei astfel de locații. Dacă vă gândiți să extindeți turismul enologic la Batoș, de pildă, Lechința? Da. Prima dată să facem o spațiu mai mare de degustare, că acum avem doar o capacitate de 16 persoane într-un. Vrem să facem un spațiu de degustare mai mare pentru 70 de oameni și după niște opțiuni de cazare. Vrem niște cabane mici, autosuficiente, cu solar și cu apă foarte, foarte bine gândit, dar aici, pe primul loc, avem probleme cu birocrația, că tot e extravilan și e greu cu permis. Și nu de voie la construcție, da. Da, asta e chiar greu, dar rezolvăm și aici, lucrăm pe planul ăsta și eu sper că, dacă nu anul următor, că nu știm cum se dezvoltă situația, anul următor sau anul după facem și cazare și restul în Batoș, că chiar merită, este foarte mult interes. Și acum avem foarte multe degustare, dar încă avem capacitate pentru mult mai mult și chiar merită să vină în zona, care e foarte frumoasă. Nu v-am întrebat dacă enologul, cel puțin Laurent, a spus că realizează și cupaje. Da. E suficient din ceea ce am înțeles, din ceea ce mi-a spus acolo, am înțeles că realizează asemenea cupaje pentru anumită categorie de consumatori și este foarte bine că se întâmplă treaba asta, dar aveți și sortimente din soiuri pure. Da. În gama noastră Liliac e focusit doar pentru un singur soi pe vin. Aici vrem să arătăm ce poate teroarul nostru, da, și ce e potențialul. Dar cupaje sunt pentru vin roșu. Facem avem un cupaj tradițional, Red Cuvée se numește, pentru că la început nu am avut foarte mult vin roșu. Suntem prima cramă de zona ce a început cu vin roșu și nu am avut suficient și din cauza asta am făcut un cupaj, că simplu nu am avut cantitate. Dar pentru alții e foarte interesant când se face un cupaj de soi autohton, ca Fetească Regală, împreună cu un soi internațional Sauvignon Blanc. Și lucrează foarte bine împreună. Sunt arome și ajută un soi. Se completează un soi pe celălalt. Exact. Da, și bănuiesc că este o varietate de vin, un sortiment de vin foarte bun. Ce să vă spun? Succes, mulțumim, domnul director general, și să realizați ceea ce v-ați propus, să vă extindeți și să produceți cât mai mult și de cât mai bună calitate vinuri pentru piața internă și, de ce nu, și pentru cea externă. Mulțumim frumos!